matematică, fizică, biologie, chimie și informatică. Acestea sunt disciplinele la care se vor pregăti pentru performanță elevii admiși la Centrul Județean de Excelență Dolj. La testarea din 21 februarie s-au înscris peste 600 de elevi din școlile doljene, dar s-au prezentat 466 de candidați. Elevii de clasele A4, A5 și A6 au avut la dispoziție 2 ore pentru a rezolva subiectele, iar cei din clasele A7 până la A12 inclusiv au dispus de 3 ore pentru testarea la o singură disciplină pentru care au optat la înscriere. A fost și decizia mea, dar cred că cel mai mult m-a influențat profesorul meu de fizică. A cotat foarte mult. Da. La ce materie ai susținut astăzi examen? La biologie. Cum au fost subiectele? Greuțe. M-am descurcat. În cât timp ai terminat? Am stat până la final ca să iau subiectele, să mă verific acasă. Am dat la fizică. Și subiectele cum au fost? Au fost destul de grele. Biologie. Și subiectele cum au fost? Acceptabile. Mai grele de când mă așteptam, dar m-am descurcat. Te gândești că vei obține un loc? Da. Cea mai mare concurență la testarea pentru ocuparea locurilor la Centrul de Excelență de la Craiova a fost la clasa a patra, la matematică, unde pentru două grupe s-au înscris 133 de candidați. 62 de elevi din Dolj au fost admiși la Centrul de Excelență fără testare, ca urmare a rezultatelor deosebite obținute la olimpiadele și concursurile școlare. Orele de pregătire în cadrul Centrului Județean de Excelență Dolj vor începe în luna martie și se vor desfășura sâmbăta la Colegiul Național Carol I. Grupele de lucru vor avea minimum 8 elevi, maximum 15. Un alt centru de excelență pentru olimpici urmează să se înființe și la Râmnicu Vâlcea. Locația a fost stabilită la Colegiul Tehnic Energetic și activitatea va începe din luna septembrie. Până atunci se va stabili numărul de profesori care vor preda aici și se va găsi o soluție de finanțare. Calculăm un cost standard și de aici încolo să mergem cu necesarul către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și celelalte primării să vedem dacă putem să finanțăm acest centru. Noi îi pregătim pentru concursul olimpiade și fără să asigura plata profesorilor, dar poate că ar fi mai greu dacă acesta se desfășoară în weekend, sâmbăta și duminica, și poate că ar trebui fi compensat și profesorii care participă de la pregătirea elevilor. Eu zic că nu este problema, pentru că toți consilierii sunt de acord că este bine să avem elevi și profesori cât mai pregătiți. În județul Olt, Centrul de Excelență pentru Olimpici este în al treilea an de activitate. Andrei Filip Popa este unul dintre tinerii pasionați de matematică. Acesta a obținut locul întâi pe țară, la Euclid, și spune că orele de pregătire la Centrul de Excelență l-au ajutat semnificativ. Cum ți se par orele la Centrul de Excelență față de ceea ce faceți voi la clasă de obicei? Mi se par mult mai ridicate subiecte și exercițiile. Sunt utile astfel de ore? Foarte utile. Materia predată la cursurile de la Centrul de Excelență depășește programa școlară, fiind dedicată celor care pot să facă performanță la competiții naționale și internaționale. Se pune mai mult accentul pe cuvinte, pentru că trebuie să învățăm multe omonime, sinonime și vrem să fim mai buni decât la clasă. La Centrul de Excelență este foarte bine, mie îmi place, învățăm foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri în afară de școală. Îți place mult limba română? Da, mie îmi place foarte mult și mama mea este profesoară de limba română. Este foarte frumos și este incredibil că putem învăța lucruri noi față de școala noastră obișnuită. Este o oportunitate, o șansă să întâlnesc aici copii extraordinari, copii proveniți de la toate școlile din municipiul Slatina, copii care sunt aici prezenți în urma unui concurs și în urma voinței lor. Este vorba de ceva în plus, mai mult vocabular, mai mult lexic, mai mult gramatică, literatură, deci toate se includ, dar ceva în plus. La începutul acestui an școlar, peste 900 de elevi s-au înscris la selecția pentru Centrul de Excelență Olt, dar au fost admiși 2/3 din ei. Criteriile de selecție au fost testarea cognitivă a elevilor pentru clasa a patra și clasa a cincea. Celelalte grupe au mers pe continuitate în funcție de rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale.
Centrul de excelență din județul Olt este finanțat de către autoritățile locale pentru anul acesta școlar, fiind alocat un buget de 460.000 de lei.